Salut și bine v-am găsit la un nou episod. De data aceasta o să încerc un nou joc. Creita se numește, sper că am pronunțat foarte bine. Dacă vreți să revină din nou seria de jocuri random în care încerc diferite jocuri săptămânal, luni sau marți, nu știu exact când postez. De obicei postam lunea, sper să -a să reușe să postez luni. Așa că spuneți-mi în comentarii ce jocuri ați mai vrea să vedeți sau dacă vreți să vedeți și alte jocuri pe lângă și pe acest canal. Eu sunt Haluc pentru cei nu mă cunoaște dacă ai dat prima oară pe acest clip. Uh, e un joc care a apărut, cred că acum o lună și le mulțumesc de pentru varianta pe care mi-au dat-o. Nu știu dacă, știu că este și pe Epic Games, de fapt doar pe Epic Games, cred că este free jocul. Nu știu dacă varianta mea are Battle Pass-ul Daddy sau Battle Pass-ul e free, chiar nu știu exact, pentru că eu prin varianta asta n-am mai descărcat varianta free de pe Epic. Și e un joc basic în care poți să-ți creezi tu propriul joc sau să, creezi, sau să joci jocuri create de alți jucători la Create aici aveți anumite chestii. N-am încercat să creez niciun joc pentru că nu sunt eu foarte bun la asta, dar m-am jucat câteva juculețe, unele interesante, altele plictisitoare și la costul mai poți să-ți faci caracterul cum vrei. outfit ăsta nu știu dacă l-aveți în varianta free. Deja, uh, deci da, nu o să mai zic nu știu și chestii. Vă arăt ce am eu. Oi vă faceți o idee dacă vă place jocul, cum am spus, este pe Epic Games. Și astăzi o să joc un fel de parcur. Escape the school. Practic, apocalipsa a venit și trebuie să scap dintr-o școală înconjurată de lavă, de flăcări. Și nu știu cine a făcut jocul, dar mie îmi place și o să-i dau feedback cu like. Am mai jucat puțin din el. Nu știu cât de lung, sper să-l termin acest episod, dar dacă nu-l termin și vă, vă place, o să fac partea a doua în episodul 2. Și am început, vedem aici și Global Leaderboards, cât de repede terminat, au terminat mapa Sau jocul, mai bine zis În Minus 54, cred că scrie acolo Nu știu cum a reușit Probabil sunt și anumite scurtături Vedem aici un elicopter prăbușit Și din ce am văzut ar trebui să ajungem la alte elicopter. Știu că pierd timpul acum, dar este irrelevant Hai să mergem Ce se poate întâmpla? Tot înainte Nu știu cât de bine se vede grafica jocului N-am umblat la setări deci pe aici ar trebui să iau. Sper să nu fie foarte în lag. Dacă e în lag îmi cer scuze. Pisiunea un extraordinar și jocul cred că e trafică grafică foarte mare. Și în caz că mori, adică atingi lava te dă înapoi. Ceea ce e enervant, dar la un moment dat din câte am înțeles ai checkpoint-uri. Așa că hai să mergem. Tot înainte. Văd că am aici niște săgeți. Deci trebuie să intru în școală. East Liberty High School. Practic e un liceu. Cum am murit, mă? Ok, aici e checkpoint s-a salvat perfect. Hai să intrăm. La dreapta pare neprimitor. Așa că o să iau la stânga, dar am sărit prea mult. Iar am sărit prea mult. Ok. Până mă obișnuiesc eu cu jocul, va mai dura. Și acum, cred că pe geam. Ok, nice, interesant, deci așa era încuiată. Sărim pe aici. Bă, mie îmi place parcurul, dar sunt concentrat la joc și nu prea știu despre ce să discut cu voi. Sau despre ce să vă povestesc, ca să nu vă plictisiți cât timp mă joc eu. O, oh, deci pe aici. Bun. Cum am mai murit, mă? Ok, nu prea văd nimic. Cred că e din cauza că nu s-a încărcat bine. Am mai jucat o dată partea asta, v-am zis că am jucat puțin din joc și tot la fel se vedea. Nu știu de ce, dar parcă pe aici trebuia să mă duc. Ok. Vedeți, acum dacă mă întorc, pare ceva mai, mai ok. Dar, mă rog, nu știu. Exact care este treaba. Haide, mă, Aici, ok. Sărim pe bănci. Uh, știți dacă am abonați mai vechi, știu că am jucat uh, Getting Over It, jocul ăla foarte greu și foarte enervant. E bine, ăsta nu e la fel de greu și asta îmi place la el. Pentru că nu e atât de greu. Hai să vedem pe aici de unde ar trebui să merg. Sunt curios dacă o să mă învârt în cer la un moment dat. Ok, asta e interesant. Deci trei să sar în acel cerc direct în coșul de basket. Sunt curios dacă pot să ratez asta și de ce a sunat clopoțelul ăla, ca aproape m-am speriat. Hai să vedem tot înainte. Ok, asta nu-mi plac. Pentru că se mișcă și mie nu-mi plac lucrurile care se mișcă așa dubios să poți să cazi în lavă, frate. Măcar ultima e permanent acolo. O să încerc să termin cât de repede pot, dar nu știu cât e de lung și exact dacă merg bine și dacă nu mă învârt în cerc, pentru că pare totul destul de asemănător. Ok, un sac de dormit sau să sperăm că e sac de dormit și că nu e sac de cadavru ăla și că nu este ceva să mă sperie. Cum ar fi să trebuie tot într-un joc horror și apropo, chiar aș vrea să încerc un joc horror. Așa că dacă aveți sugestii, spuneți-mi. Ce vi s-a părut vouă cel mai scary? Nu trebuie să fie neapărat joc nou. Și nu Outlast, că deja le știu, adică le-am văzut de atâtea ori la alți YouTuberi și nu mai e interesant. Nu știu dacă să mă duc pe jos, dar pe jos cred că am fost, așa că o să iau pe sus pe aici. Deci oare ar trebui să ajung acolo? Păi și dacă iau pe aici pot? Nice! Deci cred că ai anumite scurtături pentru care păi, au făcut în două minute, că altfel nu-mi explic. Pe aici băgăm și noi sprint. Deci poate... O, ce e asta și de ce se mișcă? Doamne. Hai să vedem ce e să fie. Da, mă doare creierul când văd că se mișcă. Și că bibliotecă. Hai că mai e apocalipsă când m-ați dus în tărâmul tărâmului. Mă simt ca interstellar când comunica la prin bibliotecă. Bine, cred că a fost un mic spoiler. Îmi pare rău dacă n-ați interstellar. Nu cred că mai aveam o aia și am greșit săritura. Dar e ciudat că se mișcă. Oricum, cred că m-a dat puțin cu checkpoint, nu cred că m-a dat de la început. Doamne, ce e trecerea asta și de ce se aude în căști sune ciudat? Sper că s-a auzit și la voi. Ok, acum e o bibliotecă normală. Cred că am halucinat, sincer. Nu-mi explic. Și acum pe unde? Și aici se deschide ceva. Nu, păi e corect. De ce se deschide? Cred că dacă înveți mapa, poți să faci și mai repede timpul. Deci pe aici nu pot, în partea nu pot, vor că nici... Ok. Cum să te sper de propria reflexie în ce fi aia? Doamne. Sper că nu mai sunt cadavre pe aceste scări. Nu cred. Nu cred că trebuie să urc pe aici. Nu-mi plac înălțimile. Am puțin frică de înălțime, dar nu. Efectiv, dacă mă urc pe un bloc foarte înalt și privesc de la fereastră, nu-mi e frică. Dar să mă duci pe acoperiș să stau la margine sau chestii de genul, mi-e foarte frică și eu nu pot să mă uit la persoanele care... Sunt tot felul de persoane, dacă ați pe YouTube, care fac astfel de parcururi. Sau nu joc de e parcururi, are astfel de form. Fac parcurs și se urcă pe clădiri în alte, stau alternați de macar, mi se pare insane și nebunesc în același timp. Bine, și nebunesc același lucru. Mi se pare stupid să faci asta, ori câte vizualizări, ori ți-ar plăcea de la n-aș putea și nu cred că e ok să faci asta. Păi și acum ce fac? Că nu înțeleg. Pot pe aici? A, ah, am înțeles. Da, trebuie să sar. Ok. Sper că nu vă plictisesc foarte mult, dar mie îmi place jocul. Și v-am spus, aștept sugestii. Nu știu pe unde ar trebui să o iau acum. Pe aici ne întoarcem înapoi. Cred că puteam și să sar pe aici, mă, și să urc pe scaunele, nu știu, mă rog. Hai să mă duc pe aici. Chiar de jocuri horror aș vrea să primești sugestii. Nai, nai, mingile nu poți să interacționezi cu ele, treci prin ele, ok, de deci, jocul are și părți negative, să zic așa. Wow, wow, wow. Sigur, el dată n-ar sări la va pe tine, ar curge doar în locul ăla, sigur. Facem abstracție, hai să sărim, păi și acum? Nu cred că mă pui să sar. Băi, eu în realitate n-aș avea curaj, dacă aș fi exact în locul acestui caracter, că să fac ce am făcut în jocul ăsta, eu nu aș avea curaj ce aici? O baie, da, aveam nevoie. E bine că în baia asta totul pare normal, nu pare nimic apocaliptic. N-ai zice că la, o, la ieșirea din baie te trezești așa. Ok. Păi și acum? Stai, -mă, că nu nu e ok. Unde mă duc? Băi, am greșit eu. Știți că eu mă Am greșit și eu, dar cine nu greșește? Nu, că pe aici am venit. Ok, ceva e dubios rău. Prin baie să mă duc eu undeva. What the fuck, man? Și cum trebuia să știu eu că în baie... Ai ușă de ieșire, care nu e ușa de ieșire, că efectiv aici nu e mai e baie. Doamne, ce nebunie. Deci eu chiar nu văd nimic. Perfect. Adică văd, dar nu văd cum ar trebui să văd. Nici nu știu pe unde ar trebui să mă duc. Ok. Est Liberty High School. Superb. Asta cred că era ceva sală de mese. Și chiar sunt curios, a erupt un vulcan, de ce e lava asta pe aici? Bănuiesc că da. Și unde e toată lumea? De ce trebuie să fiu eu aici și să scap de aici? Oricum, interesant ideea jocului, dar pentru mine nu se leagă. Cât am filmat, mă? Mamă, deja 3, 13 minute. Sper să, dați, să nu dați skip, de fapt. <laughs> să vă uitați la tot episodul. Și acum am ieșit afară. Și ce facem dacă am ieșit afară? A, ah, nu, ai ieșit afară, intrăm iar. S-a ceva, mă? Cred că pașii mei. Oricum, sunt 9 minute aici. Bine. -s. Cum ar fi să apăs din greșe, să dau restart? Ar fi oribil. Ia, vezi mă că am terminat. Că, adică sper că am terminat. Cum ar fi să mă duc acum iar în alt nivel? Ok, și... Da, și cine era în elicopter? Că am văzut, era ceva în elicopter, ne-am stat să mă uit. Dar e oribil ce văd aici. You have escaped! Da, tată! Deci cred că asta a fost jocul. Like dacă v-a plăcut. Dacă mai vreți să încerc alte joculete din Creta sau dacă știți voi jocuri interesante, spuneți-mi. Deci dacă mai aveți episoade cu Creta spuneți-mi, dați like în funcție de feedback urile la acest episod o să mai fac. Dacă nu, spunea viitoare, ne vedem cu alt joc. Dacă vă place, că dacă o să fie puține vizualizări, nu cred că o să revină seria de jocuri. Dar explorez. După cum ați văzut, am fost foarte activ în ultima perioadă. Sper că apreciați asta, sper că vă abonați și sper că apăsați clopoțelul la pentru că nu trimite YouTube-ul, din păcate, notificări cum aș vrea o să trimită. Sunt într convins de asta pentru că unele episoade sunt mai vizionate decât celelalte și nu consider că sunt mai vizionate pentru că sunt mai bune. Consider că toate episoadele mele sunt la fel de bune pentru că sunt făcute de mine. Și nu la unele unde pun mai puțin efort decât celelalte. Așa că dacă v-a plăcut, apăsați pe un de like sugestii de jocuri horror în comentarii că indiferent dacă revine seria de jocuri nou sau nu, o să încerc la un dat un joc horror. Să văd cum este. N-am jucat în viața mea niciun joc horror și chiar sunt curios pentru că mă sperie destul de repede și fac destul de urât cum mă sperie, așa că sigur vreți să vedeți asta. Nu uitați de linkurile către Neba unde aveți curul 3, 300 reducere și către Flashcard unde aveți curul haluc 10. În descriere găsiți toate aceste linkuri. Găsiți și linkuri către control de social media. Vă Rog să mă urmăriți dacă vreți, dacă nu -i nicio problemă. Eu am fost aloc, unata viitoare aveți grijă de voi, la revedere!